Satul Arsa, comuna Albești, județul Constanța. Duminică dimineață, una dintre fiicele cuplului Ecaterina și Licăradu a venit într-o vizită de rutină în casa părinților, care locuiau în aceeași curte cu ea. Ceea ce avea să descopere era terifiant. Mama sa, Ecaterina, de 58 de ani, zăcea în pat cu capul zdrobit și cu mult sânge în jur, iar tatăl său, Licăradu, de 64 de ani, atârna într-un ștreang în baie. Imediat a alertat vecinii, care au sunat la 112. Locul a fost împânzit de polițiști criminali, rude și vecinii curioși. Crimă a fost, au murit, eu acum am venit, nu știu nimic de azi dimineață, nu știu nimic de ea, nu știu, am auzit noi pe telefon că a venit și au murit-o. Da, e sora mea. Oamenii spun că bărbatul era extrem de gelos și că devenea violent. Mai mult decât atât, ar fi amenințat-o pe soția sa, Ecaterina, de mai multe ori că o va omorâ, dar nimeni nu s-ar fi gândit că își va pune în practică amenințările. Foarte violent. O amenința de mult că s-o omoare. Așa era, eu, da, era gelos rău. Nu s-a mai întâmplat. Așa ceva, asta e primul caz care s-a întâmplat aici. Nu avem așa idei. Nu avem. Nu știm absolut nimic. Și pe mine m-a anunțat o vecină. Nenorocirea care s-a întâmplat. Altceva. Nu, nu, tot așa. Am văzut salvarea, am auzit, am fugit fuga în coaș. Oamenii legii au găsit un bilet de adio prin care Lică și-a justificat gestul. Acesta a precizat că soția sa l-ar fi înșelat și că urmărea să-l omoare. Totul a fost pus cap la cap de către criminaliști, care au reconstituit șirul evenimentelor. S-ar părea că bărbatul gelos a intrat în camera soției sale, care dormea, apoi cu un ciocan a lovit-o de mai multe ori în cap. Femeia a murit pe loc din cauza leziunilor. După crimă, Lică a fumat câteva țigări, timp în care a scris biletul de adio, apoi s-a spânzurat în baie. Din primele investigații se pare că soțul și-a ucis soția. Probabil că ori din cauza geloziei, ori din cauza că o bănuia pe aceasta de ceva timp că vrea să-l otrăvească. A și lăsat un bilet pe vreo două pagini, un bilet de adio în care a povestit ce a făcut și își cerea cumva scuze familiei. După care, cel mai probabil, soțul s-a spânzurat. Reprezentanții serviciului ambulanță sosiți la fața locului nu au putut face altceva decât să constate decesul celor două persoane. Echipajul SAJ, care s-a deplasat la locul intervenției, a găsit un pacient de aproximativ 60 de ani decedat, spânzurat, iar într-o cameră alăturată, o pacientă în jur de 60 de ani, care prezenta multiple traumatisme la nivelul capului și era decedată. Corpurile neînsuflețite au fost depuse la morgă pentru efectuarea necropsiei, iar ancheta este în curs de derulare.